Mina Petrila din județul Hunedoara continuă să se confrunte cu o situație din ce în ce mai încălcită. Încă nu s-a găsit nicio soluție, iar cei din Valea Jiului au primit un ultimatum. Au la dispoziție doar 3 săptămâni să decidă ce clădiri rămân în patrimoniul orașului și care vor fi demolate. La Mina Petrila se fac lucrări de umplere a puțurilor de mină cu piatră, pentru ca nimeni să nu pătrundă în interior, deoarece s-au adunat gaze și pericolul este iminent. Însă nicio lucrare de demolare și ecologizare nu a fost posibilă până acum. Un prim pas ar fi fost ca autoritățile să spună ce clădiri intenționează să păstreze. Dar, deși au fost recent la București cu acest scop, tot nu au reușit. Acum au primit un ultimatum. Am avut o întâlnire la București cu doamna ministru secretar de stat Corina Popescu, cu reprezentanți ai Ministerului Culturii. După toate discuțiile avute pe baza ultimelor adrese și corespondențe între noi și Ministerul Culturii, s-a convenit ca această reactualizare de proiect să fie însoțită de un arhitect și, într-o perioadă de 3 săptămâni de zile, să fie clar delimitate clădirile care vor intra în ansamblul monumentelor istorice la Petrila și clădirile care vor fi supuse demolării și ecologizării, a spus Aurel Angel, directorul general Societatea Națională de Închideri de Mine din Valea Jiului. Mina Petrila este prima dintre cele 3 care se închid până în anul 2018. Lucrările de ecologizare și demolare sunt însă întârziate de lipsa unui plan bine stabilit și Societatea de Închideri de Mine plătește lunar 120.000 de lei pentru paza obiectivelor și a utilităților aferente.